Ok, salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Aria și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod de pe Copenhagen. Dar voi dacă vă place acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și subscribe, follow pe Instagram, da, și haideți să începem. Bă, băieți, deci nu cred mie că ultimul de să nu conteze din căcatul ăsta de pe 82 plus. Am zis să fac și eu la mișto, dar se pare că s-a meritat. E bun pentru SB, sigur că pare overall, da. Revin imediat, vreau să mai fac vreo 5 pecuri de astea. N-am făcut 5, am făcut 3, dar hai să vedem ce pică. Sincer nu vreau neapărat walkout, dar măcar un 85 așa ar merge, dar asta e 82. Ok. 82 Henderson. Cred că mă va ajuta când va fi faza cu Supercupa Europei. Na, SBC-uri, chestii. Ok, mi-a ajuns prima de season-ul ăla. Mamă, nu cred și de aici tot 82. Nu zice că e tot Henderson. E Lingard.
și Ford Boom este Bernardo Silva, ok, pentru viitoare SBC-uri, dacă bagă ceva SBC cu City, chestii, trestii, mă rog, da, revin imediat. Da, voi vedeți, am făcut pe curghile și hai să le luăm pe astea. De la toti trebuie. Bă. Mamă, e bine. Așa. Hai să vedem. Nu e walkout. Nici port. Forță. Romagnoli, ok. Bun, și hai să luăm pe asta. Nu e walkout. Board, bun. Hai cu 84, 85 și e Perin? Nu, e Viviana. Prime goal perfect. Hai. Walkout este scrim sau... Oh, headliner. Suso. Oh my god, Suso headliner. Oh my god. Și altceva te rog? Eh, nu, dar mi ajunge. Ia, sunt curios dacă costă ceva. Suso. Headliner. Oh my god. Eh, 20k. Safe team că l-are majoritatea lumii. Și mega pack. Pum, 18 iteme rare, dar nu cred că pică, nu. The Champions League, oh my god. E Neres, da. Davi Neres, oh my god. Ok, Davi Neres. Hai că se dă. Stai puțin ce nu... A, nu. Destul de ok pe corile. Dar revin imediat. Da, voi băieți, am zis să mai fac un team of the week de asta în tradable. Nu știu dacă avem iar ghinion. Se pare că avem. Nu este walkout. Doar alea tradable. Am deschis odată și mi-a dat al Soma sau cine asta? Somalez. Al Somalez. Adevărat.
Forță. Da, voi băieți, și am făcut becurile de la tot trău bec. Hai să vedem ce pică le luăm la rând, hai. Nu e walkout. Nici board, mamă. Beniat costă ceva. Mustafi. Wixer. Nu e walkout nici aici. Nici board, mamă. Ok, dar sunt ceva player high rated. Hai. Bă, nu cred că nici aici nu e walkout. Nici board. Dacă nici acum când e faza asta cu fustisul. Hai că nici aici nu e. Nici nu m-am uitat dacă e board sau nu. Că m-am enervat. Și atent că se e posibil. E 500 bun. Și asta parcă era ceva. Juan. Wow, un ca și ceva. Ok. Și ultimul pack, Prime Gold Player Spec, e de 25 de cap, parcă sau nu știu ceva de ce, nici aici nu e walkout. Nici board, deci nu cred, nu cred efectiv. Uite și tu. Pentru randombele, frate, pentru randombele. Top. Da, păi băieți, au venit premiile de la FUT Champions la Division, am luat banii, 58 de K. Am făcut Silver 1 cu 13 winner, mai puteam să fac încă unul, am avut și meciuri, dar n-am avut timp și în acest fac. Hai, te rog, cu ceva bun, că am scos și eu pentru prima dată Silver 1. Oh, Bruno Fernandes! Ce mai vrei de la viață, Bruno Fernandes? Bine, bă, Bruno Fernandes! Bine, bă. Bruno Fernandes, super sub. Ce ai făcut? N-ai, bă, cum, n-ai cum. Primul Silver 1. Și ne pică Bruno Fernandes. N-ai cum. Așa, haide să luăm. Trei pe weak foot, 4 pe skill move, da, e destul de ok băiatul. Ok, facem 100 de K și hai să deschidem și pe curie. Luăm prima dată Jumbo Premium Gold Players Pack și după Mega Pack. Oh, workout, workout, oh my god, și workout. Boom, brazilian, cât de mult Casemiro? Nu e de Fernandinho.
Oh my God. Îl pun pe market și pe ăsta și cam atât. Și meret la Quixel. Și Megapack, haide, haide. Nu mă aștept aici la un walkout, pentru că mi-a dat deja. Nu e walkout. Nici board. Sunt mulțumit cu aia, sunt mulțumit. Sunt prea mulțumit, frate. Sau să țin stadionul lui Tottenham. Nu știu dacă e la nou. Ia mai lasă-l. Bă, sunt prea mulțumit, nu știu cum să zic. Sunt prea mulțumit și puteam face gol 3. Sunt mulțumit, băi, nene, cu silver-ul, nu adevărat. Da, băi, băieți, am făcut un Prime Electrum Player Spec de la Leeds, de la Premier League, de la Burnley, haide, nu e walkout. Nici board, deci nu contează. Hai că e top pe cu ăsta. Ăsta costă ceva. Și ăsta cred că e ceva. E și ăsta adevărat. Da, revin imediat. Da, voi băieți, am revenit și hai să deschidem. Nimic. Am făcut SBC-ul Marky Match Ups Walkout. Ce asta? Toți Team of the Season. Francesc Striker? Ai de capul meu, de deșinul la gazet. Când am văzut Francesc Team of the Season, m-am gândit la gazet. Ia mă, că costă ceva. Și... și atât. Pe ca 500 de aici nu se dă cu Excel. Astea două rare Electrum Player Spec. De aici nu iau, da. Top. Nici board. Walkout, bine, 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 bine. Tot Team of the Season, tot Team of the Season. Dacă ar fi ceva bun și acum, Angelino. Jucătorul actual al lui Manchester. Al Manchester City, 31 de ca top. Bun. Asta e pe market. Noi mai dau cu Excel, ok.
Farm. Și ultimul pack, hai cu Oco și de aici ar fi top. Dar nu mai dă. Bord. William Carvalho, da. Era ori William Carvalho, ori Danilo Pereira. Bun. Da, băi, băieți, am revenit cu ultimul pack al acestui episod. Nu cred că o să pice cine știe ce. Am făcut de la SBC, de la Leaks. Nu cred că e nici borț. Da. Angelino sau ce? Că tu mi-ai... A, Albert Moreno, ok. Bun, da, băi, băieți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Pa!